Transportul public și de agrement își va relua activitatea pe tronsonul din Timișoara al canalului Bega. Aceasta a fost sistat pentru 10 zile ca urmare a unor intervenții ale Direcției Apelor Banat la sistemul de ecluze din localitatea timișoană Mihai Român. Starea de urgență în Republica Moldova se prelungește până la 31 august, a anunțat astăzi guvernul de la Chișinău. Decizia a fost aprobată la ședința de astăzi a Comisiei Naționale Extraordinare în Sănătate Publică, condusă de premierul Ion Chicu. Organizarea ceremoniilor, precum nunți sau botezuri, va fi în continuare interzisă în localurile publice și private. În același timp, va fi permisă desfășurarea evenimentelor în cadrul unităților de alimentație publică cu participarea cel mult 50 de persoane, cu respectarea strictă a regulilor. Totodată se va permite desfășurarea activităților de turism și recreere în aer liber cu participarea grupurilor de cel mult 10 persoane. În Republica Moldova au fost confirmate până astăzi 22.105 cazuri de COVID-19 din 135.409 teste efectuate. La final, datele despre vreme de la ANM. Până la ora 22 este activă o atenționare meteo cod galben. Detalii despre fenomenele vizate am aflat de la meteorologul Meda Andrei. La munte, în jumătatea de sud a Moldovei și a Transilvaniei, nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului, vor fi intervale cu instabilitate atmosferică accentuată și se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, violit și izolat grindină. Cantitățile de apă vor depăși 20-25 de metri pătrați și pe are restrințe 30-50. Spre dimineața la ora 4 va intra în vigoare o altă atenționare meteo cod galben. În duminică la ora 23 va fi în vigoare un alt cod galben. Acesta este emis pentru Banat, Oltenia, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Munteniei și al Moldovei, precum și la munte, unde de asemenea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, care se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt, posibil grindină, iar cantitățile de apă cel mai probabil vor fi ceva mai mari decât astăzi, adică să depășească 25-30 de metri pătrați și pe arii restrânse 40-60. În sud-estul teritoriului, temperaturile se vor menține ridicate și în weekend. În sud-estul țării vorbim de vreme călduroasă în orele miezilor, cu disconfort termic accentuat și indice temperatură umezeală ce va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Ne este exclus nici aici pe partea de și de sud-est a țării să fie manifestată instabilitatea atmosferică, însă pe suprafețe mai mici, iar ca și ecar de temperaturi de la 25 de grade în partea de a Transilvaniei până la 33-34 de grade în Bărădan. A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Meda Andrei.